Președintele FRF s-a arătat extrem de încântat de noul stadion al Craiovei. E un stadion superb. Rodion Cămătaru spunea că e o adevărată bijuterie și că și-ar fi dorit să fie avut această posibilitate să fi jucat și el aici. Astfel încât cuvintele nu pot descrie bucuria pe care o vor avea suporterii atunci când vor fi alături de echipă, fie că vorbim de echipă de club, fie că vorbim de echipa națională, fie că vorbim de competiții interne. Răzvan Burleanu a mai declarat că mai multe partide ale naționale se vor juca la Craiova. Meciul amical cu Turcia din noiembrie ar fi primul pe listă, dar totul depinde de data la care se vor obține toate avizele pentru ca stadionul să devină funcțional. Săptămâna viitoare însă vom putea să vă confirmăm ambele meciuri pe care le vom avea în luna noiembrie. Cât despre viitor, cunoașteți foarte bine viziunea pe care o avem, și anume că echipa națională trebuie să joace în țară, da, acolo unde infrastructura permite și nu numai în București. Fosta gloria Universității Rodion Cămătaru a declarat că este o bijuterie de stadion, dar că trebuie făcută la Craiova și o echipă pe măsură. E o bijuterie, cum o vedem cu toții. Obligă mult să facem și echipă, ca să... E un stadion pentru cupele europene, eu zic, extraordinar. Suporterii Universității așteaptă cu sufletul la gură data la care se va juca primul meci pe bijuteria din Bănie, dar constructorul întârzie să o comunice.